Bine v-am regăsit în seria rezolvărilor de teste grilă propuse pentru admiteri. Am ales astăzi teste propuse pentru admiterea la medicină de Nicoleta Eșanu. Vă recomand această carte deoarece puteți găsi aici probleme foarte interesante, unele destul de dificile, dar important este că sunt probleme care vă ajută să vă clarificați anumite noțiuni și aspecte teoretice importante. De aceea am menționat datele cărții în descrierea videoclipului. Ca de obicei, vă amintesc că testele prezentate nu sunt niciodată doar pentru facultatea pentru care sunt propuse, ele sunt folositoare tuturor celor care se pregătesc pentru oricare examen de fizică. Să începem cu termodinamica. Graficele din figură sunt trasate pentru aceeași masă din gaze diferite la aceeași presiune. Relația dintre masele lor moleculare este, vedeți că avem trei variante de răspuns. Deci avem trei gaze de mase egale și care se găsesc la aceeași presiune. Ceea ce vedem în grafic este câte o transformare izobară pentru fiecare din cele trei gaze. Știm că este o transformare izobară pentru că observăm că volumul este direct proporțional cu temperatura. Ca să ajungem la masa molară, folosim ecuația termică de stare, P ori V egal cu μRT sau, dacă ținem cont de faptul că numărul de moli este masa împărțită la masa molară, M supra μRT. Și avem o relație în care apare masa molară. Ca să putem răspunde la întrebare, să ducem o dreaptă perpendiculară pe axa temperaturii, cea pe care o vedeți desenată cu linia punctată. Ea va intersecta cele trei transformări izobare ale celor trei gaze în trei puncte care reprezintă stările celor trei gaze, dar important este că aceste trei stări au aceeași temperatură. Gazele au aceeași temperatură în aceste trei stări, pentru că toate cele trei puncte se găsesc pe dreapta perpendiculară pe axa temperaturii. Și atunci, pentru starea S1, putem scrie P ori V1 egal cu M supra μ1 RT. Pentru starea a doua, P ori V2 este M supra μ2 RT. Și pentru starea a treia, P înmulțit cu V3 este M supra μ3 RT. Și observăm că în aceste condiții, în care avem și aceeași presiune, și aceeași temperatură, și aceeași masă, asta știm din enunț, masa molară este invers proporțională cu volumul. Ceea ce înseamnă că, deoarece V1 este cel mai mare, μ1 este cel mai mic. Apoi μ2 mai mare și cel mai mare este μ3. Deci varianta corectă de răspuns este B. μ1 mai mic decât μ2, mai mic decât μ3. Din căldura primită izobar de un gaz, notăm cu F fracțiunea care contribuie la variația energiei interne și cu F' pe cea care contribuie la efectuarea lucrului mecanic. Raportul F supra F' este A întotdeauna supraunitar, B întotdeauna subunitar, C supraunitar pentru gamma mai mare decât 2, D supraunitar pentru gamma mai mic decât 2. Căldura primită într-o transformare izobară se calculează cu relația nu ori CP ori delta T. Lucrul mecanic efectuat se calculează cu relația nu ori R ori delta T, iar variația energiei interne, după cum știți, se calculează pentru orice fel de transformare nu înmulțit cu CV înmulțit cu delta T. Și atunci F, care este fracțiunea din căldură care contribuie la variația energiei interne, adică este delta U supra Q, va avea expresia delta U supra Q CV pe CP. Iar F', care este fracțiunea din căldura primită care contribuie la efectuarea de lucru mecanic, va fi L supra Q
adică va fi R supra CP. Și pe noi ne interesează raportul F supra F'. F supra F' este CV pe CP înmulțit cu CP supra R. CP se simplifică, F supra F' va fi atunci CV supra R. La relația lui Robert Mayer ne spune că R este CP minus CV. CP minus CV. Și acum pot să împart și numărătorul și numitorul la CV și obțin F supra F' este 1 supra CP pe CV. Este gamma, exponentul adiabatic, minus 1. Și observăm că acest raport este supraunitar dacă gamma este mai mic decât 2. Deci varianta corectă este D, raportul este supraunitar pentru gamma mai mic decât 2. Două mașini termice funcționează după ciclurile 1, 2, 3, 4, 1, respectiv 4, 3, 6, 5, 4, reprezentate într-o diagramă TS, temperatură-entropie. Relația între randamentele acestor cicluri este, trebuie să alegem una din cele trei relații. Am arătat în cursul Entropia că un ciclu Carnot are într-o diagramă ST, entropie, temperatură, deci și într-o diagramă TS, pentru că asta înseamnă doar o rotație, forma unui dreptunghi, pentru că avem două transformări izoterme și două transformări în care entropia nu se schimbă, este constantă, transformările adiabatice. Și asta înseamnă că cele două cicluri pe care le vedem în desen sunt cicluri Carnot, amândouă. Și pentru un ciclu Carnot, randamentul se calculează cu relația 1 minus T2 pe T1. T2 fiind temperatura sursei reci, T1 temperatura sursei calde. Sau T1 minus T2 supra T1, adică delta T supra T1. Deci putem calcula randamentul unui ciclu Carnot așa cum vedeți aici. Pentru ciclurile din figura noastră, din diagrama noastră, avem așa. Să notăm cu eta 1 randamentul ciclului de sus. Avem delta T supra temperatura sursei calde pentru acest ciclu este T1 sau T2. E același lucru pentru că T1, T2 e o transformare, adică de la 1 la 2 avem o transformare izotermă. Deci delta T supra T1. Iar pentru ciclul de jos, delta T, aici temperatura sursei calde este T3 sau T4, să zicem T4. Observați că n-am scris delta T1 respectiv delta T2, pentru că diagrama ne arată că delta T este același pentru cele două cicluri Carnot. Adică diferența de temperatură dintre sursa caldă și sursa rece este aceeași. Și asta înseamnă că acum putem compara cele două randamente, pentru că dacă numărătorul este același, înseamnă că randamentul mai mare va fi acolo unde temperatura sursei calde este mai mică. Adică aici, T4 este mai mic decât T1. Și înseamnă că randamentul ciclului al doilea, cel de jos, este mai mare decât randamentul ciclului de sus. Deci înseamnă că varianta corectă de răspuns este C, eta 1 mai mic decât eta 2. Și acum să trecem la optică. O peliculă transparentă, având grosimea D egal cu 1 micrometru și indicele de refracție N egal cu 1,5, este iluminată normal cu lumină albă, adică lumină
care constă în suprapunerea tuturor lungimilor de undă, începând cu 0,4 micrometri până la 0,76 micrometri, câte radiații vor fi intensificate în fasciculul reflectat. Și avem ca variante 3, 5, 4. Adică, întrebarea este câte lungimi de undă vor avea un maxim pentru fasciculul reflectat prin această reflexie pe lama cu fețe plan paralele. Am vorbit despre interferența lamei plan paralele în cursul interferența 2 și acolo am găsit o formulă pentru condiția de maxim în cazul incidenței normale, pentru că așa spune enunțul nostru, este iluminată normal. Și anume 2nd plus lambda pe 2 este egal cu kappa înmulțit cu lambda. Să scoatem de aici o expresie pentru lambda. 2nd este egal cu kappa ori lambda minus lambda pe 2, adică 2nd este egal cu 2 kappa lambda minus lambda supra 2, deci 4nd este egal cu lambda pe lângă 2 kappa minus 1, și atunci lambda este 4nd supra 2 kappa minus 1. Și acum nu ne rămâne decât să punem condiția ca lambda să ia una din valorile extreme despre care vorbește enunțul. Adică să punem odată condiția ca lambda să fie 0,4 micrometri, lambda să zicem 1 și lambda 2 să fie 0,76 micrometri. Și dacă veți face acest calcul, veți găsi pentru lambda 1 valoarea lui kappa. Kappa 1 este egal cu 8 și pentru lambda 2 valoarea lui kappa o veți găsi 4,4. Dar kappa este ordinul maximului de interferență în cazul nostru, ceea ce înseamnă că trebuie să fie un număr întreg. Și înseamnă că valorile posibile pentru kappa sunt 5, 6, 7 și 8. Adică avem 4 valori posibile, ceea ce înseamnă că varianta corectă este C. Ce se întâmplă cu un fascicul luminos de raze paralele care traversează o bulă sferică de aer cu indicele de refracție 1 aflată în apă cu indicele de refracție 4/3? Rămâne paralel, devine divergent, devine convergent sau nu iese din sferă, din bula de aer? E să vedem ce fac două raze care trec printr-o astfel de bulă sferică de aer în apă. Să considerăm că aceasta este sfera și o rază e convenabil să o luăm chiar pe direcția centrului sferei, pentru că această rază este normală la suprafață și în punctul de incidență în care intră în sferă și la ieșire, ceea ce înseamnă că ea nu va fi deviată. Deci direcția ei de propagare este cea pe care o vedeți aici. Și acum o altă rază. Această rază cade în acest punct de incidență pe suprafața care desparte apa de aer, iar normala aici este cea pe care o vedeți. Este dreapta care trece prin centrul sferei și prin punctul de incidență. Și pentru că această rază vine din apă și intră în aer, adică intră într-un mediu mai puțin refringent, ea se va îndepărta de normală, adică
unghiul de refracție va fi mai mare decât unghiul de incidență și va cădea din nou pe suprafața care desparte aerul de apă în acest punct, să-i spunem punctul de incidență I2, în care normala este aceasta, N2, și atunci prima normală să o notăm cu N1. De data asta, raza de lumină trece dintr-un mediu mai puțin refringent într-un mediu mai refringent, ceea ce înseamnă că trebuie să se apropie de normală, adică își va continua drumul cam pe această direcție. Și acum, dacă comparăm prima rază cu a doua, observăm că după trecerea prin bula de aer, ele sunt divergente. Ceea ce înseamnă că varianta corectă de răspuns este B, fasciculul paralel de raze devine divergent. Care este cea mai mică distanță dintr-un obiect și imaginea lui reală dată de o lentilă convergentă cu distanța focală F? Și avem mai multe variante de răspuns. Mai multe despre acest tip de probleme găsiți în videoclipul Relații obiect-imagine din seria problemelor rezolvate de optică. Deocamdată să observăm pe acest desen că distanța dintre un obiect și imaginea lui este minus x1 plus x2. Minusul de aici apare pentru că x1 are valoare negativă, este distanța la obiect care se găsește în stânga. Iar a doua relație a lentilelor ne spune că 1 pe x2 minus 1 pe x1 este egal cu 1 supra f, din care rezultă pentru x2 expresia f înmulțit cu x1 supra f plus x1. Și atunci distanța de mare se poate scrie x2 minus x1, adică f înmulțit cu x1 supra f plus x1 minus x1, adică f înmulțit cu x1 minus f înmulțit cu x1 minus x1 la pătrat supra f plus x1. De mare are deci expresia minus x1 la pătrat supra f plus x1. Căutăm minimul acestei distanțe. Distanța dintre obiect și imagine nu poate să aibă un maxim, pentru că imaginea se poate forma la infinit. Deci această expresie trebuie să aibă un minim și ca să-l găsim, ne trebuie derivata ei și prin anularea derivatei, adică văzând unde devine derivata egală cu 0, putem să găsim condiția de minim. Derivata de care avem nevoie este d indice de mare funcție de x1, pentru că x1 este variabilă. Ceea ce facem noi este că mișcăm obiectul și măsurăm tot timpul distanța de la obiect la imagine ca să găsim care este acea poziție a obiectului pentru care această distanță este minimă. Și această derivată va fi minus 2x1 lângă f plus x1 și minus x1 pătrat totul supra f plus x1 la pătrat. Unde se anulează derivata? Punem condiția 2x1 pe lângă f plus x1 minus x1 pătrat egal cu 0. Și avem 2x1f plus 2x1 pătrat minus x1 pătrat egal cu 0 sau 2x1f plus x1 pătrat egal cu 0 sau x1 pe lângă
2f plus x1 egal cu 0. Această expresie se anulează odată pentru x1 egal cu 0. Dar pe noi nu ne interesează acest caz, pentru că x1 egal cu 0 înseamnă că obiectul este lipit de lentilă. Și când obiectul se găsește la o distanță de lentilă mai mică decât distanța focală, imaginea este virtuală. Deci dacă întrebarea era legată de imaginea virtuală, atunci da, x1 egal cu 0 este o soluție. Dar pe noi ne interesează minimul distanței dintre obiect și imaginea lui reală. Așa că varianta x1 egal cu 0 nu ne interesează. Mai rămâne ca paranteza să fie 0, adică x1 egal cu minus 2f. Iar dacă x1 este minus 2f, îl putem calcula pe x2. X2 este f înmulțit cu minus 2f, deci am dat lui x1 valoare minus 2f, supra f plus x1, f minus 2f. Și dacă facem calculul, veți găsi că x2 este 2f. De fapt, știm acest lucru. Atunci când obiectul se găsește la distanța 2f de lentilă, în stânga, adică x1 egal cu minus 2f, vedeți aici desenul, imaginea se găsește la aceeași distanță, 2f. Aceeași în modul cu x1. Și am găsit și prin calcul acest lucru. Și atunci, distanța minimă va fi 2f plus 2f, adică 4f. Distanța minimă dintre un obiect și imaginea lui reală. Deci varianta corectă este D. Și acum să trecem la curentul continuu. Fie un conductor de cupru de lungime L mic, diametru D mic, la capetele căruia aplicăm tensiunea U, cum se modifică viteza medie de transport a electronilor în conductor dacă dublăm diametrul? A crește de 2 ori, B scade de 4 ori, C crește de 4 ori, D rămâne constantă, E scade de 2 ori. Am dedus în videoclipul Electricitate 2 relația care leagă viteza de transport de intensitatea curentului. Aceasta este I egal cu N ori S ori V ori E. Unde N este concentrația electronilor în metalul din care este confecționat conductorul, adică este numărul electronilor pe unitatea de volum. S este area secțiunii conductorului, V mic este viteza de transport și E mic este sarcina elementară. Dar intensitatea curentului, conform legii lui Ohm pentru o porțiune de circuit, este U supra R, iar R este rho ori L supra S. Și atunci I se mai poate scrie U înmulțit cu S supra rho ori L din aceste două relații. Am deci pentru I două expresii, le egalez, N ori S ori V ori E trebuie să fie egal cu U ori S supra rho ori L. Și ecuația se poate împărți la area secțiunii conductorului. Și găsesc pentru viteza de transport expresia U supra rho înmulțit cu L, înmulțit cu N, înmulțit cu E. Și observ că viteza de transport nu depinde de area secțiunii conductorului. Dacă tensiunea a rămas aceeași, viteza de transport rămâne aceeași chiar dacă se modifică area secțiunii, ceea ce înseamnă că varianta corectă este D, rămâne constantă. În circuitul din figură, notăm cu I1 curentul principal în cazul conectării unei surse la bornele AC și cu I2 pe cel obținut când conectăm aceeași sursă la bornele A și D.
Și trebuie să găsim relația între curenții din ramura principală, curenții principali în cazul conectării sursei la cele două borne, odată la AC și odată la AD. După cum vedeți în desen, dacă vom conecta sursa la bornele AC, avem trei ramuri legate în paralel, ramura ABC, ramura AC și ramura ADC, și toate trei au rezistența 2R, pentru că ABC este o ramură pe care am doi rezistori legați în serie, fiecare cu rezistența R, și ramura ADC la fel, iar AC conține un rezistor cu rezistența 2R. Și atunci 1 supra R paralel va fi 1 supra 2R plus 1 supra 2R plus 1 supra 2R, adică 1 supra R paralel va fi 3 supra 2R, ceea ce înseamnă că în acest caz rezistența echivalentă a circuitului este 2 pe 3R. Să zicem rezistența echivalentă 1. Ce se întâmplă dacă legăm sursa la bornele AD? Atunci rezistorii colorați cu roșu formează un grup de 3 rezistori legați R cu R în serie și apoi în paralel cu 2R. Deci pentru acel grup am 1 supra R paralel prim, să spun, este 1 supra 2R plus 1 supra 2R, adică este 2 supra 2R sau 1 pe R, deci R paralel prim este R. Rezistența echivalentă a grupului de rezistori desenați cu roșu este deci R. Aceștia sunt legați în serie cu rezistorul R de pe ramura CD. Și atunci rezistența părții care conține toți rezistorii în afară de rezistorul dintre A și D va fi, să-i spunem R' plus R, R' egal cu 2R. Iar rezistența întregului circuit acum se poate calcula punând în paralel acest R' cu rezistorul R. Și vom avea 1 supra R echivalent 2 este 1 supra R plus 1 supra 2R. 1 supra R echivalent 2 este egal cu 3 supra 2R, deci R echivalent 2 este 2 pe 3R. Și observăm că cele două rezistențe echivalente sunt aceleași. Deci și dacă leg sursa la bornele AC și dacă o leg la bornele AD, rezistența acestui circuit este aceeași, și dacă rezistența este aceeași, atunci și curentul care vine de la sursă ca să alimenteze acest circuit este același în cele două cazuri. Deci varianta corectă de răspuns este C, I1 egal cu I2. Pentru reglarea tensiunii pe rezistența R mare se folosește schema din figură. Rezistența reostatului este R mare, iar tensiunea U este constantă. Cursorul este adus la jumătatea reostatului. Cum se modifică tensiunea pe rezistența de sarcină dacă aceasta își mărește rezistența de 2 ori? Schema echivalentă a circuitului pe care îl vedeți este cea de sub el. Pentru că am un cursor la jumătatea reostatului, rezistența reostatului R este împărțită în două, R pe 2, R pe 2. Una dintre aceste rezistențe, R pe 2, este legată în paralel cu rezistența de sarcină, R, și apoi acestea sunt legate în serie cu cealaltă jumătate de rezistență a reostatului, așa cum vedeți în schemă. Să vedem cât este rezistența totală a circuitului în acest caz. Am odată 1 supra R plus 1 supra R pe 2, adică 1 supra R plus 2 supra R, deci am odată
1 supra R paralel este egal cu 3 supra R, R paralel egal cu R supra 3, care vine legată serie cu R pe 2. Deci rezistența echivalentă 1 este R supra 3 plus R supra 2, adică 5 R supra 6, rezistența echivalentă. Asta înseamnă că intensitatea curentului, care vine de la sursă, în acest caz, va fi U supra R echivalent 1. Deci intensitatea I1 va fi 6U supra 5R. Iar tensiunea care ne interesează pe noi, tensiunea pe rezistența de sarcină, va fi tensiunea pe grupul paralel de rezistori, adică U1 va fi I1 înmulțit cu R paralel. U1 va fi atunci 6U supra 5R înmulțit cu R paralel R supra 3. Aici se simplifică 3 și găsesc că U1, R se simplifică și el, este U supra 5. 2U supra 5. Tensiunea, în primul caz, pe rezistorul de sarcină. Am găsit, deci, că în primul caz, tensiunea pe rezistorul de sarcină este 2U supra 5 și am notat-o cu U1. Acum dublăm rezistența rezistorului de sarcină și avem acest circuit. În acest caz, 1 supra R paralel va fi 1 supra 2R plus 1 supra R pe 2, adică 1 supra R paralel va fi 1 pe 2R plus 2 supra R. 1 supra R paralel va fi, deci aici se amplifică cu 2, 4 plus 1, 5, 5 supra 2R, deci R paralel va fi 2 supra 5R sau 2R supra 5. Iar rezistența totală o găsim acum dacă adunăm R paralel cu R pe 2. Pentru că, așa cum vedeți în circuit, acum am o legare în serie. Și atunci R echivalent 2, să-i spunem, va fi R paralel plus R pe 2, adică va fi 2R supra 5 plus R pe 2. Aici se amplifică cu 5, aici cu 2 și atunci R echivalent 2 va fi 9 supra 10 R. Tensiunea pe rezistorul de sarcină este din nou egală cu tensiunea pe grupul paralel de rezistori. Să notăm cu U2, va fi deci curentul care vine de la sursă, I2 înmulțit cu R paralel, iar I2 va fi U supra R echivalent 2, adică supra 9 R pe 10, adică 10 U supra 9 R. Și atunci U2 va fi 10 U supra 9 R înmulțit cu R paralel, care este 2 R pe 5, se simplifică R, se simplifică 5 cu 10 și rămâne 2 ori 2, 4, 4 supra 9 înmulțit cu U. Deci U2 este 4 U supra 9. A doua tensiune pe rezistorul de sarcină, atunci când rezistența lui devine 2R, are deci această valoare. Și acum să facem raportul U2 pe U1. U2 pe U1 este egal cu 4U supra 9 înmulțit cu 5
supra 2U. U se simplifică, 4 și 2 se simplifică și rămâne 10 pe 9. Raportul celor două tensiuni pe rezistorul de sarcină, în cele două cazuri, este 10 pe 9 și atunci varianta corectă este C, crește de 10 pe 9 ori. Mulțumesc pentru atenție, succes în studiu și la rezolvarea problemelor. La revedere!